Peste 90% din cele 3017 paturi destinate pacienților infectați sunt deja ocupate, iar autoritățile au anunțat că mai sunt disponibile aproximativ 1000 de locuri care pot fi mobilizate pentru infectații cu noul coronavirus. Potrivit specialiștilor, Republica Moldova se apropie de numărul record de cazuri pozitive de COVID-19 înregistrat în luna martie, atunci când maxima săptămânală a fost de 11.500. În timp ce locurile în spitalele din țară sunt la limită, rata de vaccinare este în scădere. Potrivit responsabililor din sănătate, tabloul îmbolnăvirilor de COVID-19 continuă să rămână îngrijorător. La nivel național, cele mai multe cazuri se înregistrează în municipiile Chișinău și Bălți. Pe parcursul săptămânii precedente, în mediu, în fiecare zi, am înregistrat 1412 cazuri noi. Ritmul curent de creșterea numărului de cazuri, noi de fapt ne apropiem de acel număr record care a fost înregistrat în luna martie, în valul anterior. La fel de îngrijorare este că și mortalitatea este în continuă creștere. Astfel, în ultima săptămână au fost înregistrate 217 de cazuri de deces la pacienții cu COVID-19, ceea ce constituie o creștere de peste 27% a nivelului de mortalitate comparativ cu săptămâna precedentă. Săptămâna trecută, numărul îmbolnăvirilor a crescut cu 5%, ajungând peste 9.000 cazuri de infectări. Totuși, cea mai mică rată de vaccinare se atestă în rândul tinerilor, cu vârsta cuprinsă între 18 și 29 de ani. Desigur, trebuie să ne accelerăm cât mai rapid. În acest sens, deci, Organizația Mondială a Sănătății de comun cu platforma COVAX și UNICEF fac tot posibilul ca fiecare țară să aibă acces la vaccinuri, la vaccinuri sigure. Vaccinarea este măsura cea specifică care ne asigură să prevenim COVID-19. Cea mai înaltă rată de vaccinare cu schema completă se înregistrează în Chișinău, fiind de 36%. În raionul Soroca, rata de imunizare a ajuns la 27%. În raioanele Dubăsar și Orhei s-au imunizat 25% din populație. În același timp, cea mai redusă acoperire vaccinală din țară se atestă în raioanele Leova, Sângerei și Găgăuzia, fiind de 14% și 15%.